Centrul de pâine ce aparține SCMara Prodcom SRL, amplasat în piața din centrul Alexandrei, a fost demolat azi dimineață de reprezentanții primăriei. Motivul invocat de aceștia este faptul că omul de afaceri Florica Mara, proprietarul magazinului, nu deține autorizație de construcție. Nici nu avea cum, susține Florica Mara, atât timp cât spațiul cu pricina nu este construit de omul de afaceri, ci este luat în concesiune de la primărie. De mai mulți ani, primăria mi-a banii, iar eu am chiria plătită la zi. La mijloc sunt numai ambiții politice. Oamenii cumpărau de la acel magazin o pâine ieftină și bună și primeau și un ziar gratis. Cred că tocmai aceasta a fost problema primarului. Faptul că în acest ziar Victor Drăgușin este tras la răspundere pentru toate neregulile pe care le face. Am încercat să luăm legătura și cu reprezentanții primăriei Alexandria, însă aceștia nu au știut să ne dea detalii despre subiect. Mai mult, ni s-a spus să revenim într-una din zilele următoare pentru a primi acordul șefilor să stea de vorbă cu noi. Omul de afaceri Florica Mara spune că ceea ce s-a întâmplat astăzi este un abuz, pentru că centrul de pâine demolat astăzi nici măcar nu era pe domeniul public. Cel mai grav este faptul că niște oameni absolut nevinovați riscă să-și piardă locurile de muncă din cauza unor ambiții politice. Însă Florica Mara spune că lucrurile nu vor rămâne așa, urmând ca zilele următoare să depună plângere penală împotriva primăriei Alexandria.